Astăzi, reprezentanța neamț a filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România, împreună cu Societatea Scriitorilor din Județul Neamț, omagiază o lansare de carte și un om de suflet al neamțului. Astăzi, doamna avocat Gabriela Livescu, o persoană binecunoscută a comunității, care prin activitatea domniei sale, atât profesională cât și în domeniul literaturii, ne apropie mai mult de carte, de iubitorii de frumos și de poezie, se află printre noi cu o nouă apariție editorială la editura Timpul. E vorba de volumul Pasărea Paradis, apărut la editura Timpul în anul 2017. Astăzi îi avem ca scriitori invitați, invitați de suflet ai bibliotecii și sperăm că prezența domniilor sale va fi o permanență în Biblioteca Județeană, pe domnul Ștefan Mitroi, pe domnul Emilian Marcu, prozator, poeziarist, pe doamna Raluca Naclad, pe domnul Constantin Tomșa, Lucian Stroc, și alături de ei se află și colegul meu, domnul Dan Iacob, care va recita din volumul pe care astăzi îl lansăm la Biblioteca Județeană, Pasărea Paradis. Și salutăm alături de noi prezența unor scriitori, poeți din Neamț, e vorba de domnul Hanganu, de domnul Tudorel, de cine se mai află aici, domnul Virgil Răjesu, care prin activitatea domniei sale, atât editorială cât și publicistică, se înscrie pe linia de promovare a cărții și culturii neamțene, pe domnul Constantin Bostan și pe domnul Cristian Livescu, bineînțeles. Și iată că încercăm să fim mai aproape de oamenii comunității. Invit acum pe domnul Lucian Stroc, nu în cele din urmă, să modereze această activitate și să ne încânte cu punctele de vedere ale domniei sale despre carte, despre cultură, despre acest volum și activitatea doamnei Gabriela Livescu, activitate care este legată atât de partea juridică, cât și de cea a literaturii. De aceeași autoare au apărut încă două volume, în 1995 Amo Ergo Sum, la editura Noema, și Eternul Acum, în 1999, la editura Krigarux. Iată că apariția celui de-al treilea volum, Pasărea Paradis, poeme la capăt de cer, de la editura Timpul, ne introduce într-o altă atmosferă a viziunii sale poetice. Acum exact o săptămână, când se lansa o altă carte la Muzeul Memorial Calistrat Hoca, și am primit un pliculeț destul de gros. Am avut niște emoții, ca nu cumva venind din partea unui avocat să fie vorba de o mită sau ceva, așa, sub acoperire, un flagrant. Am deschis ușor, asta am văzut că e o carte de poezie, am spus că nu poate să fie chiar așa sub acoperire un cec sub forma unei cărți de poezie. M-am liniștit și mai mult când am citit cartea. Bineînțeles că sunt de spus câteva lucruri și aș începe cu cel mai important reproș care se poate face autoare. I-a spus că nu i-a mai apărut o carte de un secol. Și nu exageram, pentru că prima sa carte, Amo Ergo Sum, a apărut în secolul trecut și în 1999, Eternul Acum. Deci, chiar în mileniul trecut. Și în mileniul trecut, nu mai sunt. Dar sigur, Gabi, cu umorul ei cunoscut și cu replica de avocat, dacă
tot a fost evocată și în meseria, mi-a spus, da, dar e vorba de eternitate. Sigur că putem face niște trimite, voi face și acum, instinctul ei de polemist nu trebuie să fie anulat de lilialul versurilor, de învăluirea feminină, de povestea că eu vorbesc despre cuvinte, despre iubire, despre poezie. Este un poet agresiv în sensul cel mai nobil și iată că cele trei titluri vorbesc despre acest lucru. La urma urmelor, ce înseamnă Amoebusul? E o replică la câteva formulări celebre, Cogito ergo sum și așa mai departe. Deci iată, vine poetat și spune, nu, nu a gândi înseamnă a fi. Și a fi înseamnă a fi. Și cu asta, dintr-o dată, pune în paranteză un întreg iluminism. Dacă tot se joacă cu mileniile, nu-i mare lucru. Într-o poezie celebră, Eminescu, în versul 2, are un oximoron foarte interesant. E vorba de prea cunoscuta Odă în metru antic. În versul 2 spune, pururi tânăr. Adică, iertați-mă, eternul acum nu e decât o traducere a acest lucru. Evident că ne duce, până la urmă, spre acea vârstă de aur a omenirii, unde toți erau frumoși, tineri, să sperăm că blonzi, arie, oricum, și rămâneam așa ca niște efebe, undeva între 20 și 30 de ani, eternul acum. Și atât vine cu pasărea paradisului, un titlu cel puțin enigmatic și primul care încearcă să explice titlul și eșuează foarte frumos, este Ioan Colbat. Sigur că sunt mult mai multe lucruri de spus. Polemistul Gabriela Livescu se trădează chiar din primul vers. Iată, sunt cunoscute versurile, să zicem, cronicarului. Acolo și zum și plânsem la vorba de strânsem și așa mai departe. Și ce spune Gabi? În prima sa poezie. Ce spune ea? La malul tău poezie am șezut și am plâns. Iată cum un fel de gramatica poeziei funcționează. De ce? Acolo aveam un mai mult ca perfectul scurt. Deci acolo șezu, cum șezuse. Ea vine și relativizează și spune nu. Este perfectul concurs, lucrurile sunt clare. Deci nu e doar o trimitere. Altundeva polemizează, n-am să caut în ăsta, dar toată lumea va găsi citind poezia. Nikita avea un început frumos de poezie cu floare, frunză verde de albastru, mă doar cu calul măiastru și așa mai departe. Și veți găsi în versurile Gabrielei o plecare spre albastru. Pentru că, până la urmă, foarte multe lucruri se înălbăstresc în poezia ei. Sigur, nu e niciun secret. Floarea albastră e floarea romanticului, e floarea lui Novalis, e floarea lui Eminescu, e floarea infinitului și încercând să găsesc o imagine, o metaforă puternică, dacă vreți obsedantă pentru poezia ei, m-am refugiat într-o foarte frumoasă pictură a lui René Magritte, în care pasărea decupată pe cer este însuși cerul albastru.
foarte mulți știu această imagine, este într-adevăr foarte puternică. Dar ce am găsit în versurile poetei? Iată, aparent, asistăm la o implozie. La urma urmelor, Gabi judecă cam așa. Explozia e spectaculoasă, artificii tot, dar implozia... Și până la urmă, am aici și câțiva ingineri, știm foarte bine că blocurile nu se prăbușesc prin explozie, ci prin implozie. Deci forța imploziei poate să fie într-adevăr foarte mare. Dar ce spune poeta în Zăbovesc în vers? Clădește lumea în lacrimile mele. Mai mult de atât ce se poate spune. Adică are orgoliu firului de iarbă care adăpostește o babă de rouă în care se răsfrânge întreg univers. Sau, iată cum sună după mine un descântec. Și aici îl întâlnim și pe Nichita. Când visam, visam măiastru, țineam timpul de căpăstru, astăzi nu mai pot visa, mă doare un gând și o stea, alabastru, alabastru, mi-a crescut un munte albastru, peste gând, peste visare, peste versul care doare. Războiul cuvintelor este o parabolă teribilă. Am să vă citesc, nu în întregime, poemul, vă las plăcerea lecturii dumneavoastră, dar câteva versuri merită a fi îmbrăcat. Se aud pași de soldați, au șoptit cuvintele. Ne vom îmbrăca în zale, au strigat cuvintele. În războiul tuturor, împotriva tuturor, nu se aude niciun Stradivarius. Și așa mai departe. Să vedem, vorbeam de implozie, dar cred că uneori poeta are o respirație uriașă. Să vedem dacă e așa. Și iar sar, și iar acum, și mă cuprind, și mă desprind, și mă înalț, și mă supun, și iar sar, și iar acum, mă înfocur. Într-o poezie deja citată în câteva comentarii, intitulată Ciudat, mireasmă de imposibil, ne vom găsi, în, precum Alice, nu în țara minunilor, ci în țara imposibilului. Începe teribil. Când vom fi crini, sau poate când, sau poate vom fi îngeri, ne vom iubi ca în vechile romane, voi fi regina de Caro și poate chiar Madonna gândurilor tale. În, spuneam care e sentimentul acesta al Urieșescului și nu reușește să ne păcălească cu versuri liliale. Spune, o mie de ani se prăbușesc în mine când mă privești fără să nu. Sau, în singură, am urcat treptele singurătății și am strigat. Sunt singură, Doamne. Un glas mi-a răspuns. Continuă să urci. Eu sunt mereu cu tine. Pentru că volumul are un titlu, Pasărea Paradis, să vedem cum sună poezia ce dă numele volumului. Ca să te uimesc, am înflorit azi noapte magnolii. Am pus dimineața la picioarele tale
M-am înveșnicat în azur ca să te uimesc. Și la un moment dat, peste câteva versuri, spune: m-am trezit îmbrățișându-ți umbra. Sunt multe poeme, oricum voi scrie despre volum, e plină, aproape toate poeziile conțin însemnări. Oricum, nu vreau să răpesc plăcerea altor comentatori și îi voi invita pe rând să vorbească. Trebuie reținut ceva. Capi are intuiția părților foarte buni și merge pe triade sigure. Un punct al verselor sale e poezia. Ei închină totul. A doilea vârf al triunghiului este iubirea. Iubirea care este sentimentul ce poate genera poezia. Și, în fine, cuvântul. Deci, aproape că nu există poezie care să evite unul din aceste vârfuri sau puncte. Am făcut o experiență pe care bănuiesc că nu voi mai face a doua oară. Am sărit peste prefața lui Ioan Corpan, spunând că mă voi confrunta cu domnia sa după ce voi citi volumul. Și am fost pedepsit, pentru că cel puțin 5 observații care mi erau dragi, l-am întâlnit în cronica domniei sale, ceea ce înseamnă fie că Gabi ne-a obligat să gândim la fel, fie că limitarea noastră în materie de poezie e comună, sau se poate interpreta orice. Suntem în acest spațiu în care această emulație, această trăire de energie pură, de cultură, de educație, de ceea ce, de fapt, noi trebuie să dăm spre ceea ce eu numesc întotdeauna piața publică, spre publicul larg, mi-a făcut întotdeauna plăcere și creează o stare de bine, așa, de beatitudine, aș spune. Nu o să intru pe ideea cărții, pentru că ar fi o impietate, sunt atâția oameni culți care să vorbească despre această carte de poezie. Sublinez că, aflându-mă în mijlocul dumneavoastră, trebuie să-mi salut și un prieten drag de până București, așa, sau din București, domnul Ștefan Mitroi. Apropo de colegialitate de care a vorbit domnul Sroic, în vremuri, dar o anumită colegialitate de o anumită natură. Dar iată că, sigur, timpul ne leagă, ne vedem, ne simțim aproape și sublinez încă o dată, mă bucur foarte mult că sunt în mijlocul dumneavoastră. Noi, care gestionăm într-un fel ceea ce se cheamă Biblioteca Județeană, acordăm întregul sprijin și o spun aici între dumneavoastră, pentru că acum o săptămână, sau vreau să ce țin în urmă, am mers și am vizitat fiecare colțeșor din această bibliotecă. Sunt spații care trebuie să amenajate, sunt spații care trebuie să date culturii, sunt spații care, sigur, trebuie să le dăm spre acea folosință de care au nevoie oamenii, mai ales când se vorba de educație. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă urez succes la cât mai multe cărți, stimată doamnă, și să ne vedem cu bine întotdeauna. Doamne ajută, la mulți ani! Am scris un material despre cartea doamnei Gabriela Libescu, pe care l-am intitulat cam așa, Poezia, un zbor al păsării paradis. Cu poezia poate nescrisă sau poate scrisă și nepublicată a doamnei Gabriela Libescu, am luat cunoștință cam prin anii 1977-1978, când, ca student în Iași, la Facultatea de Drept, făcea parte dintr-un grup de prieteni pe care îl frecventam și eu. Cel mai bine am citit acea poezie nescrisă a ei în ziua de 27 octombrie 1978, când, în cadrul colocviilor de poezie de la Iași, un grup de scriitori
ne-am deplasat într-o localitate din județul Iași, Covasna, din comuna Costuleni, la o întâlnire cu elevii, să ne cunoască și să-i cunoaștem. Localitatea se află undeva pe malul drept al Prutului, de unde se vedeau foarte bine casele fraților noștri, de care ne legau și ne leagă cele mai calde și sincere sentimente. Priveam cu lăcomie și cu o sumedenie de întrebări satele înșiruite ca o salbă de mărgele pe partea stângă a acestei ape despărțitoare prin gardul de sânlumă ghimbată. Eram 8-9 scriitori înghesuiți într-o mașină, numită mai pe scurt Dubiță, dar ne simțeam foarte bine. În acea mașină a urcat și prietenul meu, criticul și istoricul literar, Cristian Livescu, cel care se străduia să-i ofere unei domnișoare, aveam să aflu pe drum că este soția sa, un loc mai bun în mașină. S-au așezat undeva în spate, din discreție și nu din alt motiv. Gabriela radia de bunătate, bucurie și împăcare. Am glumit și ne-am bucurat de prezența ei. Acolo a fost o întâlnire cu elevii și cadrele didactice. O întâlnire realmente memorabilă. Apoi am luat masa, cred că la directoarea școlii, dacă nu m-a lăsat memoria. Laurențiu Ulici era într-o formă de zile mari acompaniat de Cristian Livescu. La plecare, elevii din sat, dar și cadrele didactice ne-au oferit flori, florile de sezon. Dumitrițe, atâtea că mai mult de un sfert de capacitatea mașinii a fost ocupat de cele mai multe flori primite de doamna Gabriela Livescu. Laurențiu Ulici făcea glume că ar trebui să angajăm niște cărăuși care vor intra în hotel. Nu s-a întâmplat așa, că fiecare dintre noi la coborâre lua niște brațe imense de flori și le depozităm în holul hotelului. Acolo ne-am întâlnit cu Nichita Stănescu. Bucuros de darul primit din partea noastră, a luat și el un braț cu flori pe care, cu generozitatea cunoscută, l-a oferit poetul Ștefan Augustin Doinaș, pe care îl prețuia foarte mult, ce se afla la o masă împreună cu Mihai Ursache. Gestul lui Nichita și modul cum i-a oferit florile au uimit și emoționat întreaga asistență. Astfel făcusem cunoștință cu poezia nescrisă sau scrisă și nepublicată a Gabrielei Livescu. Între timp aveam să aflu, cu multă emoție, spre bucuria mea, că îmi citește cărțile de poezie și romanele și este un rafinat comentator, că așa cum mi-a mărturisit, le prețuiește. M-am bucurat. Cred că mai bine de 30 de ani după aceea, frumoasă întâmplare, nu aveam să mă mai revăd cu familia Livescu, dar imaginea doamnei Livescu mi-a rămas întipărită în memorie. Am aflat că face o carieră strălucită de avocator în Piatra Neamț și că între timp a prins curaj și în tărâmul literar publicând câteva cărți de poezie. Recenta apariție editorială este Pasărea Paradis, la editura Timpul, care beneficiază de o aplicată prefață semnată de criticul și istoricul literar Ioan Orban, care printre altele spune: poeme ale unui eros calm, departe de melsomul patimii al reginei de Caro, cum își spune în mireasmă de imposibil, și texte cu inserții în social într-un calm deceptiv întregesc sumarul unei cărți remarcabile a unui poet adevărat. Gabriela Livescu, în această carte, Pasărea Paradis, face o adevărată pledoarie pentru o poezie a sentimentelor curate, sincere, așa cum ar trebui și chiar trebuie să fie poezia. Apelând cel mai adesea la tehnica oximoronică, la tehnica îmbinării paradoxale de termeni, aparent imposibilă, dar cu efecte nebănuite, așa cum se vede chiar și din titlul ales, ea reușește să-și aștearnă pe coala de hârtie emoționantele sentimente lirice. Ca fiecare creator de frumos, care își asumă riscul și jertfa prin arta sa, Gabriela Livescu clădește o nouă lume prin lacrimi, clădește lumea pe gânduri de argint, revărsând zorii zilei peste clipă. Unitatea de timp este aleasă mereu drept mod de exprimare lirică,
luând drept repersul țirimea zorilor de zi, traversați de clipă acea fluturare de aripă de înger, care nu este decât puntea dintre două clipe, care în fond înseamnă veșnicie. Știind cu sinceritatea și puritatea păsării paradis că tu ești creația singurătății mele și a vocației mele de a iubi. Ea face din putere de a iubi vocație ce dă temeinicie, dar și credibilitatea fiecărui poem ce în carte se poate constitui drept o piatră de temelie pentru o amplă piramidă. Chiar dacă suferă pentru trecerea timpului, a acelei clipe peste care se revarsă zorii de zi, ea scrie: l-am visat pe tata tânăr, însemnând de fapt o evadare a ei în trecut, reîntoarcerea în copilărie, fie și numai în vis sau de fapt, mai ales în vis, unde ni se pot întâmpla toate și ni se pot împlini nespusele dorințe. Visul rămâne suveran, chiar dacă poetul constată că vara eu o port pe umăr, tata nu mai este tânăr. Cu toate acestea, visul o păstrează mereu tânără, așa cum ne păstrează pe noi toți, cei care credem în poezie și în vis, pentru că poezia nu poate fi altceva decât un vis scris cu o pană de înger pe un colț de cer, citit, recitit, atunci când singurătatea ne bate la ușa pleoapei. Visul ne păstrează mereu tineri, adunând cerbii pentru a fi adăpați cu boabe de rouă și cu multă speranță din lacrima visului, fie el chiar și un vis albastru. Astăzi nu mai pot visa, mă doare un gând și o stea. În fiecare dintre poemele acestei cărți se poate observa curățenia morală a sentimentelor, puritatea gândurilor, după cum reiese din versul lor. Când vom fi crini sau poate vom fi îngeri, ne vom iubi ca în vechile romane, voi fi regina de Caro, sau poate chiar monada gândurilor tale, vei fi stăpânul visului galant, când vom fi crini sau poate vom fi îngeri. Poezia Gabrielei Levescu este o bună lecție de a visa frumos, pentru că 1000 de ani se prăbușesc în mine când mă privești fără să amân. Desigur că fără a amâna este speranța în visul ce va fi să vină. Ea știe și transmite și cititorului că un alt timp curgea printre noi ca o ploaie de gânduri și vise. O frontieră de flori despărțea lumini și iubiri necuprinse. Să fie oare această frontieră de flori acea zi de octombrie sfârșiat de dumitrițe, când am fost într-un sat de pe malul Prutului? Poate că da. De aceea am început aceste rânduri ale mele cu acea amintire. Văd în pasărea paradis că sentimentele pot sfida timpul și capătă conturi în zborul pasării ca într-o adevărată lecție de iubire, așa cum se derulează totul în am să zbor. Învață-mă cum trebuie să iubesc, să nu ating niciun zâmbet de floare. Învață-mă cum să iubesc fără să ating niciun asfințit de soare. Învață-mă cum să iubesc fără să ating murmuri de ape și nici a zilei cu lună. Învață-mă cum să doresc fără să ating un răsărit de lună. Dar atunci când voi dori să zbor, am să mă înalți cu aripi deschise spre alte slăvi și alte dimensiuni de atinse. Am să zbor. Am să zbor. Am să zbor cu aripi deschise într-un duh de iubire. Duhul de iubire care este călăuză se poate vedea limpede în această carte a Gabrielei Livescu, pentru că prin poezia de aici, de iubire, îi crește aripi albastre. Pasărea Paradis a Gabrielei Livescu este o lecție despre poezie și despre iubire. O lecție despre viață, așa o vede poeta. Eu o felicit, îți doresc succes în continuare.
îmi face o deosebită plăcere să particip la această lansare de carte cu oameni deosebit de frumoși la suflet, cărora le doresc alături de Gabriela Livescu la mulți ani, pentru că încă suntem în zodia anului nou și, în fond, anul nou pentru fiecare este în fiecare zi. Pot să spun, fără să greșesc, că vă doresc la mulți ani și doamnei Gabriela îi doresc mult succes în viitoarele sale cărți, să ne invite fie pe noi, fie pe alții să vorbească despre cărțile ei, să scrie, dar în primul rând pentru cititorii ei să le citească mare atenție, are fiecare găsește lucruri extrem de interesante în versurile sale. O felicit! Am văzut această carte frumoasă, trebuie să recunosc frumoasă și ca obiect, frumoasă și în privința conținutului. În general, mie îmi plac lucrurile care sunt făcute din cuvinte puține, dacă vorbim de literatură, dacă vorbim de poezie. Astăzi am părerea mea, nu mi-o exprim, nu sunt critic literar, să folosești o cantitate prea mare de cuvinte în poezie sau în ceea ce unii se încăpățânează să spună că este poezie. Cred că în artă, indiferent de forma de exprimare, lucrurile mari să fac un material puțin. Prietena mea, Gabriela Livescu, asta reușește în această carte. Folosește foarte puține cuvinte, dar reușește lucruri mari. Spune Ioan Colban în prefață că este o poezie a departelui și a înaltului. Eu îl contrazic sau îl completez spunând este o poezie a departelui, a înaltului și a adâncului. Și de fapt spun doar a departelui și a adâncului, pentru că atunci când vorbește de înalt, de fapt tot despre adânc este vorba. Vorbește de cerul ea care pera înălțimii, dar în poeziile Gabrielei Livescu nu este vorba de cer ca înălțime, ci de cer ca adâncime, pentru că vorbește deseori de apele astrale. Așa și termină volumul, este un poem doar în 2 sau 3 versuri, este ultimul din carte care cumva o concluzie și o sinteză a întregii cărți. Trimițându-mi acum un an sau doi celelalte 2 cărți, dar cea mai valoroasă dintre toate este aceasta, cea mai frumoasă, nu doar ca chip, și sufletul acestei cărți este foarte frumos, pentru că este, așa cum bine s-a spus, o goană după pasărea paradis sau pasărea paradisului, o goană după iubire, este o carte a senzualității, dar nu o senzualitate a cărnii, ci o senzualitate a gândurilor. De-aia este iubirea concept, iubirea care cumva se decantează și se decontează în gânduri și o găsim sub formă de gând, așa cum spuneam, ca o concluzie a întregii cărți, plutind în apele astrale. Nu știu de ce la capăt de cer, poate la Piatra Neamț cerul are capăt, în sud, unde m-am născut și de unde vin eu, tot încerc să dau de capătul cerului și nu reușesc. Am și câteva poezii preferate, dar dintre toate, mie cea mai frumoasă mi se pare următoarea, Elegie 2, și dacă timpul nu vrea să asculte de visele mele, să știi, într-o noapte ascuns, am să devin o mare de stele, nu plânge, nu pot să rezist la atâtea și atâtea vibrații, nu vezi că din ochii mei triști, în zori îmi apar constelații, este, plecând de la senzualitatea de care aminteam mai devreme, o încercare de autocosmogonie, dacă nu s-o gătiți acest termen în barbarism. Naște prin îmbrățișările ei ceruri, prin privirea ei tristă naște constelații. În această carte mică, restrânsă ca dimensiuni, este un cosmos. Cosmosul care înseamnă viața ei, tinerița ei care nu se termină niciodată, se termină cerul la tinereța ba, dovadă că iubirea rămâne prezentă, chiar dacă ea nu se mai exprimă printr-o senzualitate a cărnii, ci o senzualitate a gândurilor, pasărea paradis nu pleacă niciodată în țările calde, ea rămâne în cuibul numit inimă,
și din când în când poposește în câte o carte și cartea aia, chiar dacă suntem într-o lume care se cheamă Gerar, ne păstrează cu inima aia, cu ochii inimii afintiți spre ceea ce se cheamă primăvară. Este o carte care amintește și iarna, și toamna, și vara, dar mai ales primăvara, pentru că urmează să vină de primăvară. Este o carte primăvară, nu doar pentru că poartă titlul Pasărea Paradis, fericită Gabriela, și am pregătit-o cu Olivie și pentru cartea următoare. Felicitări! Pelerinul rus, la ceasul de seară, în vrednic apus, rostea pelerinul întru Iisus o rugăciune cum nu s-a mai spus. Numele tău, desăvârșirea mea, ce-ar fi pământul fără dragostea ta? Vrerea ta, desăvârșirea cea lină, în numele tău cobor, dar mă înalț spre lumină. Pasărea albastră. Când luna trecuse în angoasă, vânătorul a ucis o pasăre albastră. Zările par sfâșiate de plâns, pe drum aleargă fără țintă un mânz, și nici viața nu mai e așa de măiastră. Vânătorul a ucis o pasăre albastră. Mă port senin. Mă port senin prin ploaia de vocale. Ce taine, ce misterii aș avea, aș bântui în lumea de chimere, de n-aș avea luceferi aprinși în palma mea, dar zăbovesc în vise și enigme. Un ideal îmi înflorește fruntea în zori, o muzică divină mă străbate ca diamantul de rouă de pe flori. Cu zorii cum să mă aseamăn când luminez în ideal ca o făclie, desăvârșit mi-e cerul într-o iubire. N-ai cum să știi. Și nimeni nu are cum să știe. Și o ultimă poezie aleasă, când cade ploaia. Când cade ploaia, nimic nu mai rămâne la fel. De pe acoperișul lumii, un captiv rostește cel mai înflăcărat discurs despre libertate. Când cade ploaia, nimic nu mai rămâne la fel. Un orb vorbește în piața publică despre neatinsul discurs al luminii. Când cade ploaia, nimic nu mai rămâne la fel. Nimic mai cumplit decât scrisoarea despre iubire a celui lipsit de iubire. Când cade ploaia, nimic nu mai rămâne la fel. Sfârșietoare este starea de spirit a celui ce nu mai poate visa. Când cade ploaia, nimic nu mai este la fel. Deci sper că Dan Iacob a reușit să anuleze prin versurile Gabrielei Rivescu și ca să-l concurez, încerc să acreditez o imagine, plecând de la câteva versuri pe care le recita. În două din poezii, poeta vorbește de stelele din palmă, odată de lucefer, odată de stele. Și atunci mi-am imaginat un personaj, așa cum Tiseliot vorbea de personajul pe care poetul adevărat îl creează, și mi-am imaginat-o pe Gabi, un fel de păsările lungilă, un personaj de bas și care se întinde să ajungă la stele, să le ia în posesie, în palmă, numai că ce să vezi, personajul respectiv se
ales că ea vorbește și chiar are o anaforă, e un lăutric într-una din poezii, să acceptăm că nu trebuie să mergem foarte departe, că chiar poeta este pasărea paradisului. Și ca să vă convinc că e vorba de așa ceva, am să rog și o pasăre colibrii să dialogueze cu poezia păsării măiastre. Te rog, Raluca, la clar. Mulțumesc! Eu sunt dintr-o altă generație și cumva estetic aparțin altei generații. Generația mea este o generație pentru care cerul este un tavan al unei încăperi claustrofobe. Pentru mine a fost o pauză de respirație să citesc cartea doamnei Gabriela. Și am văzut că este minunat că sunt încă oameni pentru care cerul există, pentru care poezia este o modalitate de recreere a acestei lumi în derivă. Dumnezeu aparține clar din punct de vedere estetic neomodernismului. Reprezentantul ilustru este Nichita Stănescu, dar n-aș spune că iese din mantaua lui. Cumva este din acel cor al acestei generații care a reușit să treacă dincolo de zidurile cenzurii și ale opresiunilor comuniste tocmai prin poezie. Și mă bucur tare mult că nu a cedat tentațiilor modei poetice, ci a rămas fidelă poeziilor cu care a debutat, mergând pe același filon al metaforei transcendente, al recreierii lumii prin cuvânt. Aceea a fost o generație care a prețuit cuvântul, care i-a acordat o valoare sacerdotală. Și dacă citim poezia doamnei Gabriela Livescu, observăm că acest logos din poezie este de sorginte mistică. Dacă aș fi fost editorul cărții domniei sale, aș încerca să o conving să rămână la acest titlu care aici este pus ca subtitlul al volumului, Poeme la capăt de cer. Pentru că întreaga poezie a domniei sale, întreaga viziune poetică, înseamnă o ridicare, o aspirație spre valorile absolute, o îmbrățișare a lor și o coborâre. Dar atenție, această coborâre nu este o cădere, nu este o traumă, este o coborâre prin care îmbrățișează cele ce sunt pe pământ, așa cum sunt ele, efemere și supuse eșecului. Generația mea este generația care nu mai crede în speranță. Trebuie să trăim în această lume și să ne ordonăm în funcție de toate disfuncționalitățile posibile, să ne asumăm viața ca eșec. Însă, iată că poeții care vin din urmă, dacă am avea răbdarea să-i citim și dorința de a-i citi, s-ar putea să ne învețe ce este speranța. Pentru mine acesta a fost un exercițiu de terapie și m-am bucurat tare mult, în primul rând, pentru că doamna Gabriela, iată, din 99, reușește să vină cu un volum și asta înseamnă un plus de energie vitală care este cuprinsă în carte și care se oferă cititorilor. Un om care revine după atâta timp înseamnă clar că are ceva de spus și poate să împărtășească foarte mult cititorilor săi. Nu s-a bătută din nimic de ceea ce a însemnat. Și iată, este o lecție de viață că uneori contează mult mai mult să căutăm sensul vieții decât să avem un program de viață care să ne ducă la un succes social, așa cum prevăd standardele gândirii pozitive de astăzi, care și ale corectitudinii politice. Căutarea acestui sens al vieții s-ar putea să fie trist, dar în același timp este restaurator din interior. Eu aș numi poezia asta simplu un zbor albastru, pentru că mie mi s-a părut cuvintele zbor și albastru revin
revin ca niște metafore obsedante, ca niște metafore transcendente obsedante. De altfel, albastru este cea mai imaterială dintre culori. Despre albastru se spune că este calea prin care realul se transformă în imaginar. Pentru că orice obiect pictat în albastru, văzut în albastru, își pierde cumva contururile. Poezia sa, tocmai prin această tentație de a străpunge, de a străbate albastrul cerului, este o oglindă, precum e cea din Alice în Țara Minunilor. Oglinda prin care Alice a trecut din planul real în povestea unchiului său. Este o cale regală a visului. Așa este și poezia, așa cum este și culoarea albastră. Vă mulțumesc pentru această lecție de optimism și de bucurie și pentru că aveți încredere că realitatea se poate restaura prin poezie. Deci iată, frumusețea va salva lumea până la urmă, în sensul acesta. Mulțumesc! Care
ea a reușit să-i adune la Iași. E un eveniment, întâmplarea din seara aceasta. Și o să vă spun de ce este un eveniment din punctul meu de vedere. Apariția acestei cărți, mai precis eu nu mă feresc să spun, acestei plachete, pentru că este o plachetă de versuri, dar asta nu șterbește cu absolut nimic valoarea cărții și mai ales a conținutului estetic al cărții, Gabriela Livescu, cu această carte, cu această a treia carte, oferă cititorilor și colegilor de preaslă o lecție de cum trebuie scrisă și cum trebuie alcătuită o carte de poezie. Domnia sa ne dă o lecție și ne arată ce lecții a învățat ea de-a lungul anilor, atât în școală, cât și de după școală. Aș spune că lecțiile învățate încep cu acel pasaj monumental din Biblie, referitor la cuvânt. Apoi continuă cu spusele cronicarului despre cum umblă cuvintele și care sunt bune, nu știți și dumneavoastră, și merge mai departe și ajunge la lecțiile marilor clasici, neevitându sau mai bine zis, ținându seama de observația lui Eminescu din acea poezie simplă la prima vedere ai noștrii tineri, cei care își erau cuvinte coale, ce din coadă o să sune, și s-a ferit mereu în poeziile sale să nu cumva să cadă într-o asemenea greșeală. Și ajunge până la lecțiile marilor noștri clasici, nu în ultimul rând la cel care a învățat să potrivească cuvintele. Pentru că a potrivi cuvintele în sintagme și a face ca sintagma să devină o metaforă care să transmită un sentiment cititorului, care are ca urmare vibrația pe aceeași lungime de undă cu autorul, este un mare lucru. Sigur, sunt ecouri și din Blaga și din Nichita Stănescu, dar oare, mă întreb eu, ce poezie valoroasă nu are și ecouri din poeziile marilor clasice? Dar poezia aceasta are în centru ei, pe tot parcursul, chiar dacă nu de fiecare dată este pronunțat, are ca motiv principal și foarte important pentru poezie și pentru literatură în general, cuvântul. Cuvântul, fie că este vorba de o temă a iubirii, că e vorba de o temă socială, că e vorba de o altă temă, n-are nicio importanță. Totul se rezumă la cum spui și ce spui. Pentru că dacă reușești să transmiți sentimente, aș spune că ai reușit să faci poezie, sentimente care să le transmiți în așa manieră, încât să vibreze sufletul celui care citește poezia. Noi în seara asta aici am beneficiat, cum să zic, aproape eu vă spun, cei care n-ați citit cartea doamnei Livescu, o să o recitiți încă o dată și o să vedeți că aproape s-a spus tot ce trebuia să se spună despre valoarea estetică a acestei poezii. Și nu e de mirare, pentru că Gabriela Livescu se află la vârsta maturității, atât biologice, cât și a maturității estetice. Adică știe ce vrea să spună prin poezie. Și îmi închei
mica mea și nesemnificativă intervenție, cu un gând cu care am venit să-l spun în mod special. Citind poezia Gabrielei Livescu și din această carte, am ajuns la concluzia, nu știu de ce, nu pot explica, să parafrazez titlul primului volum cu care a debutat Marin Sorescu, Singur pentru printre poeți. Gabriela Livescu, prin tot ce s-a spus despre poezia ei în seara aceasta aici, și nu numai aici, ci și în tot ce s-a scris despre cele trei cărți ale sale, îndrăznesc să spun, cel puțin pentru spațiul acesta care este județul Neamț, că este singura poetă printre poeți. Vă mulțumesc! Dacă aș mai fi ascultat câteva discursuri de acest gen, aici, în fața dumneavoastră, ați fi asistat cum încep să-mi crească aripi albastre. Poezia este o stare de grație. Poezia, așa cum a spus și doamna Raluca Naglaud, are misiune reformatoare, are misiune sacerdotală. Poezia te obligă, atunci când te locuiește, atunci te obligă. M-am bucurat să aud că, dintre toate vocile poeților, glasul meu este distinct. E un lucru minunat care s-a spus despre mine și cu acest prilej aș dori să vă divulg un foarte mare secret al meu. Când într-un vis, de după amiază, cerul a devenit o pagină albastră, o pagină albastră de scris, de undeva de sus, din străfundul cerului, o mașină imensă de scris a început să-mi dicteze o poezie pe care mi-am propus să o rescriu, dar, paradoxal, nu am scris-o. De atunci, ca un blestem frumos al criticului Ion Holban, caut și caut acea poezie mereu, pentru că am înțeles că ea este misiunea care mi s-a dat de undeva din albastru, de a căuta mereu ceea ce avem nevoie să căutăm, nostalgia paradisiacă, acel absolut absent, acel paradis care mi s-a promis și care vine în contrast cu lumea pe care noi o trăim. Această carte vă rog să o primiți ca o ripostă în fața lumii de astăzi, pe care mi-aș fi dorit-o ca o lume cu bulevarde largi, în care îndrăgostiții să-și recite versuri de iubire, poate chiar Pasărea Paradis, și lumea ar fi schimbată. Dar până atunci, vom înțelege că poezia trebuie să fie și o armă în a schimba lumea, o armă subtilă, o armă estetică pe care o vom folosi pentru a schimba lumea. Îmi permiteți să vă recit una din aceste poezii. Când lumea de azi e tot mai inertă, planeta Pământ a intrat în alertă și străzile lumii devin mai pustii, e tristă onoarea de a fi printre vii și viața devine cu mult mai incertă, planeta Pământ a intrat în alertă. Dar cum să-mi alind sufletul grav când vulturul lumii e tot mai bolnav? Pentru ca să terminăm într-o notă mai lirică,
recita o poezie la care eu țin foarte mult și care mă trimite printre amintiri, așa cum au fost ele evocate. Cu miliarde de flori în brațe mă aștepți în gara prescriselor destine. Mi-e atât de dor să strig parcă-mi vine, dar calea e prea lungă, ești prea departe, vagoanele spline. Visam să te întâlnesc într-un amurg cu gust de cireșe amare, zâmbetul tău generos și solar și astăzi, iubite, parcă mă doare, cu miliarde de flori în brațe te aștept, mă aștepți în gara prescriselor destine. Mulțumesc, nu în ultimul rând, tuturor celor care sunteți prezenți în această seară, pe care o consider minunată, celor care ați venit de la distanță pentru mine, pentru pasul în paradis, pentru a recrea lumea în această seară. Mulțumesc editurii Timpul, scriitorului Casian Marias Spiridon, criticului Ion Holban, tuturor celor care, prin discursul dumneavoastră aici, ați reușit să mă încântați cu frumusețea dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet pentru felul în care ați adăpostit această seară lirică. Mulțumesc doamnei directoare Mihaela Mereuță pentru ospitalitate și pentru frumusețea cu care a prezentat această seară. Vă mulțumesc tuturor!